Prezent la Giurgiu, europarlamentarul Victor Negrescu a explicat pe larg în ce constă această campanie, sublinind încă o dată beneficiile implementării unui astfel de proiect. Este o inițiativă care pornește din Giurgiu și acest lucru e cu atât mai lăudabil și practic constă în a oferi posibilitatea cât mai multor persoane să aibă acces la cultură și artă. Credem că este important noi, cei care suntem implicați în fenomenele acestea sociale, politice, să contribuim la accesul tuturor la diferite servicii și serviciile culturale constituite, în opinia noastră, un lucru extrem de pozitiv într-o societate, un lucru pe care trebuie să-l sprijinim. Estimăm să reușim să atingem prin campania noastră care se va desfășura pe tot parcursul lunii martie, să atingem peste 5.000 de potențiali beneficiari, tocmai în ideea aceasta de a redeschide gustul pentru cultură. În completare, președintele PES Activists Giurgiu, George Pălălău, a informat că i-a venit ideea unei asemenea campanii după ce a stat de vorbă cu directorul Teatrului Giurgiuvean, Mircea Meionescu, de la care a înțeles faptul că giurgiuvenii nu se prea înghesuie la spectacole. Lansăm un nou proiect național al marca PES Activist România, ce se numește Șansa la Cultură. Având o piesă de teatru 46 de pași, ce se va ține astăzi în Cafeneaua Artiștilor, am hotărât să-i ofer sprijinul meu prin intermediul PES Activist România, organizația Giurgiu, și am creat în primă fază o invitație pe care am lansat-o într-o rețea de socializare. În calitatea sa de vicepreședinte PES Activists, inspectorul școlar general Gigi Obrișan a concluzionat că organizația pe care o reprezintă se gândește și la alte campanii în domenii precum sport sau sănătate. Noi la Giurgiu ne mai gândim și la alte programe pe care noi vrem să le implementăm și unul dintre ele se numește, acum că fiecare în viață mizăm pe ceva, unii mizează pe noroc, alții mizează pe soartă. Noi vom pune miza pe sport, vom pune miza pe sănătate. Primul spectacol a avut loc vineri, 27 februarie, la Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu, unde de la ora 18:30 s-a jucat piesa 46 de pași. Aici tinerii și talentații actori Pavel Bârsan, Mihai Râpan și Alexa Popa au fost aplaudați la scenă deschisă de giurgiuvenii veniți în număr impresionant pentru a viziona spectacolul ce s-a jucat pe scena de la Cafeneaua Artiștilor.